Bună ziua și bine v-am găsit! De data asta suntem la sfârșit de an, se pare că suntem în 31 decembrie 2015, joia. Este ultima zi din an, suntem în ajuns de anul nou și iată-ne aici la finele anului, la sfârșitul anului și vreau să fac așa un scurt rezumat al canalului în 2015. Să zic așa, cam cele mai importante momente în 2015. Și să începem așa, cu începutul. Deci de la începutul anului, să zic așa. Să dau aici mai jos. Chiar nu știu. 11 luni, începutul anului, nu mai știu, cam acum un an, dacă e acum un an, 27 decembrie, nu, nici asta nu-i, 29, a, deci 30, se pare că avem un comentariu live, să-l prindem de la Specnaz. Lasă că e bun laptele de vacă decât cardurile, da. Dar Specnaz, chiar îmi plac răspunderile lui. Da, deci ăsta, aici am început, deci eram pe 2 ianuarie, eram pe Metnoi Old Times, serverul lui Dani, test de mici pe înger. Chiar am făcut multe vizuri, 10.000 de vizuri, 159 de like-uri. Bine, atunci aveam mai puțin abonați. Bun, deci am început în forță, test damage pe înger, am continuat cu All Times și nebunia cu lăzile. Am început foarte mult și pot să zic că la acest clip am cele mai multe vizuri. Cele mai multe vizuri la un clip cu Metin 2. 16.920 de vizuri, pe 6 ianuarie se întâmplă asta, chiar a fost frumos, a fost frumos. După aia bătăi, nu știu ce, pe aici, DT-uri, Caterinca, cea mai albastru peste tot, să vedem ce mai, eventuri, ce a mai fost pe acolo. Da, a fost frumos, ne băteam pe aici, chiar mi-a plăcut serverul. Mai rar un server așa. Așa, am continuat. Frumos, după aia, ultimele momente pe server, am dat war-uri. Am început după aia seria cu CSGO. Chiar nu înțeleg de ce am început-o, dar... De atât am mai jucat, așa o leacă. Da, auziți, am cât de cât și acum tare. Da, cât de mai tare poate. Da, nu prea știu să joc nici acum, da. Am contul de Steam, dar nu prea joc, că nici nu prea îmi place, sincer. După aia am jucat Ion, bine, și am mai am contul, da, na. Un joc foarte greu, fain. Și am văzut dacă nu prinde pe canal, n-am mai jucat, adică n-am mai postat. După aceea am jucat Elipse, Redemption, așa, după aia am 2000 de abonați, am făcut, vedeți, Team Fortress, am încercat și ăsta, am văzut că numere, am încercat era online numere. Aia, ce pui, World of Metin, care te mă întrebați că dacă eu o să-l apă, World of Metin 2, hai să vedem, pe ce dată s-a deschis serverul, 1 iunie, cine știe, știe, ok? Ok? Să ne iau copyright, ok, numele, 1-2 România, aceeași 1, level 2,
A fost deschiderea serverului pentru cine eu o să stau de pe om doi dacă mă întrebați. Mai am contul și să zic așa, povestea continuă, adică nu povestea. Nu știu cum să mă exprim. Povestea zice că eu încă votez pentru MD-uri și am vreo 500, ceva în gen. Așa, băiat, ce am mai jucat? League of Legends, dar nu știu, pot să zic că na, este un joc destul de frumos, dar na, e cam greu să filmezi tot timpul și să pui jumătate de oră, 40 de minute, e cam mult. Dacă vreți să mă adăugați pe LOL, Iriticu Mare, așa legat. A, ăsta pot să zic că joc un pic mai des decât CSGO, dar nu cu mult, așa. Este un joc interesant, după aia ce am mai jucat. După aia am început seria cu Nimar Faru. Așa. Nică, mere trenul. Da. Ce dată a fost? 12 iunie, deja suntem la jumătatea anului, să zic așa. Story 2, nu prea am jucat Oblivion, a fost un server interesant, am continuat seria cu Nii, TBX, nu prea au prins. Ce am mai făcut? Am fost în Timișoara, a fost foarte frumos, un oraș foarte frumos. Chiar mi-a plăcut catedrala. A fost frumos. Așa. Chiar e fain așa să te uiți la timp peste canal și am să vezi ce ai făcut de-a lungul anului. Adică, no, mintea ta nu poate să rețină atâtea informații câte le-ai depozitat, câte le-ai depozitat eu aici pe YouTube, să zic. Și nici n-am postat destul de des, să zic așa. Cât n-am putut și eu. Honor, adică n-am jucat. A, Caliop, Caliop am jucat. Adică și am mai în contul. Mai am itemele. Aia Carusel, a fost aici Festivalul Berii. O fost frumos. La carusele, cum se taie un lemn, frumos. Pe aia Eros n-am jucat. Așa că... după aia Old Times, s-au deschis Old Times-ul. A fost frumos. Chiar mi-a plăcut acest server. Ah, nu, deci chiar asta a fost o începere foarte, foarte, deci eram pregătiți. Știu că am așteptat vreo 6 ore să se deschidă serverul. Și eu totuși am intrat, nu mi-a mers contul și mi-a fost furat numele, ceva în gen. Chiar a fost frumos. Nu știu ce, level 1. Asta a fost serverul lui Salam deja. Așa, nici mușchetare, nici ce am mai făcut. Pe aia ce am mai... Bătaie, event cu boss, ce mai făcut pe aici? Chiar a fost fain. A fost event, a fost... Nu, cât de cât și bătăi. Așa și... A, am și intrat pentru CSGO, nu l-am folosit niciodată, o ar trebui să-l folosesc. Și cel mai frumos oar, pot să zic, de pe canal. Da, în 91, chiar a fost cel mai frumos oar la care am participat eu vreodată. A fost condus și după aia am câștigat. Deci a fost cel mai frumos oar de când joc eu Metin 2. Deci să fii condus și după aia să câștigi. Și a fost foarte echilibrat, mi-a plăcut. A fost ok. După aia,
Pot să zic că a început ușor, ușor nebunia. Anunț, se deschide server nou pe Meteor. Deja era 22 septembrie. Așa, pe 23 septembrie s-a deschis server nou pe metin2.ro. Un server fără nume, așa numit TBD. Și am început în forță și pot să zic că un pic aici am explodat cu let's play-urile, să zic așa. Chiar a fost o serie destul de apreciată. Pot să zic așa. Și chiar a prins bine pe canal. Bine, și jucam așa cu poftă, pot să zic. Și chiar mă bucur pentru aceasta. Prima bătaie, drop la metine, ce-a mai fost pe aici, da. Foarte tare. După cum vedeți, și prin numărul de like-uri mi-am dat seama că este apreciată seria. După aia, mai mult tot ro. The Black Friday, ce-am mai cumpărat un mouse. Foarte tare, vi-l recomand. După de 1 decembrie, dacă vreți să vedeți cum stă lumea la coadă pentru un bleed de fasole, să zic așa, să vedeți. Uite, să stai tu atâta la coadă pentru un bleed de fasole și varză ce-ți mai dădea acolo. Chiar nu înțeleg de ce să stai atâta la coadă pentru așa ceva. Totuși, și uitați, acolo se împinge lumea. Bătrâni, mă, cine pui? Și coada era până la ni. Vedeți, până acolo, până în capăt, asta e. Unde gratis e coada la români. Ok, și cam atât a fost acea seria care continuă cu TBD în 2016. Nu pot să zic că am planuri, că nu. O să fie random, ce o să fie. Așa că stați aproape și în 2016. O să zic că o să fac let's play-uri în continuare și o să postez cât pot eu de des. Asta e, nu o să postez în fiecare zi, vă dați seama, în limita timpului disponibil. Așa, postez că am făcut aici 4794 de abonați și 6290 629.399 de vizionări întreaga perioadă. Bun, și pentru noul an vă doresc sănătate multă, un an nou fericit, un an nou cu ce vă doriți voi cât mai bun. Vă doresc după acum la mulți ani și să ne vedem sănătoși, că asta este cel mai important în noul an. La revedere!